Astăzi a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local pentru luna decembrie anul curent, cu ordinea de zi care v-a fost făcută cunoscut, ordine la care s-au mai adăugat încă două proiecte de hotărâri pe care le-ați analizat, le-ați și avizat, urmând să intrăm în aprobare și analiză în vederea aprobării acestor hotărâri. Dau cuvântul domnului viceprimar, având în vedere faptul că domnul primar este la o ședință foarte importantă astăzi, la care nu putea să nu fie prezent. Domnul viceprimar va conduce lucrările împreună cu președinta de ședință. Deci, domnilor consilieri, avem de dezbătut un număr de 7 proiecte de hotărâri, după cum urmează. Proiectul de hotărâre numărul 104 privind rectificarea bugetului local. Ați văzut aici, da, o să prezint după aceea. Proiectul de hotărâre numărul 105 privind aprobarea criteriului cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Corbasca pe semestrul 1 al anului școlar 2020-2021. Proiectul numărul 106 privind abrogarea hotărârii Consiliului Local Corbasca numărul 90 din 27-10-2021. Proiectul de hotărâre numărul 107 privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea de activități culturale artistice, cumpărarea de cadouri pentru copii de la grădinițele și școlile gimnaziale cu clasele 1-8 din Comuna Corbasca. Proiect de hotărâre numărul 108 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil, parte din domeniul public și privat, situat în intravilanul sat Corbasca, Comuna Corbasca. Proiectul numărul 109, privind aprobarea reactualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare drumuri de interes local, Comuna Corbasca. Și un ultim proiect privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Comuna Corbasca de la SECE del Gasgrid S.A. Bacă. O rog pe doamna președintă de ședință să supună la vot ordinea de zi a acestei ședințe. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Mulțumim! Vă mulțumesc! Am să încerc să vă prezint acum proiectele de hotărâri. Primul proiect de hotărâre, numărul 104, privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca. Dacă ați văzut raportul de specialitate al doamnei contabile, spune cam așa, având în vedere adresa numărul 2852 de la AJFP Bacău, Serviciul Sinteză și Asistența Elaborării și Execuției Bugetare Locale cu privire la Ordonanța de Urgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, adresa numărul 122 din 26-11 pentru Comuna Corbasca a fost retrasă suma de 98.000 de lei de la indicatorul sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, din care 87.000 ajutorul pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibil petrolier. Aici trebuie să vă spun, suma alocată la începutul anului a fost mai mare. În urma depunerii dosarelor de către cetățeni și a bilanțului, a trebuit suma care nu se cuvine este mai mică. Și atunci, dumneavoastră au retras 87.000 de lei. De asemenea, s-a retras suma de 21.000 de lei plata stimulentului educațional acordate, acordate copiilor din familiile defavorizate în scopul stimulării participării la învățământul preșcolar. Aici, știți, la fel s-a alocat o sumă mai mare pentru că la nivelul grădiniței, în special în satul Bacioi, unde sunt mai puțini copii înscriși și care trebuie să și frecventeze cursurile, a trebuit să fie diminuată această sumă.
Rectificarea mai cuprinde un plus de 10.000 de lei pentru finanțarea burselor școlare. În urma consultării cu reprezentanții școlilor Corbasca și Bacioiu, s-a convenit ca suma de 6.000 de lei să fie repartizată pentru finanțarea burselor la școala Corbasca, iar pentru școala Bacioiu a fost repartizată suma de 4.000 de lei. Aici au fost depuse de către conducerile școlilor adrese prin care au cerut aceste sume, deci au fost repartizate în funcție de ceea ce au solicitat directorii de școală. În urma finalizării, centralizării și depunerii situațiilor privind ajutorul pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocată pentru consumul de combustibil solid de către compartimentul de asistență socială, este necesară bugetarea sumei de 408.000 lei conform situațiilor centralizate înaintate la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecția Socială. Deci, în urma depunerii dosarelor de către cetățeni, s-a făcut bilanțul care se ridică la suma de 408.000 lei. Având în vedere necesitatea demarării demersului privind delegarea gestiunii pentru iluminatul public, conform legii 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și achiziționarea serviciilor de montare și demontare a sistemului de iluminat festiv, este necesară bugetarea sumei de 40.000 de lei la capitolul iluminat public, prin diminuarea de la capitolul autorității executive cu aceea sumă. Drept urmare, este necesară rectificarea bugetului local pentru anul 2021, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor atașate la acest proiect de hotărâre. Proiectul numărul 105, ceea ce spuneam acolo, se referă la aprobarea criteriilor cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat, comuna în semestrul. Deci este vorba despre acea sumă de 10.000 de lei care se acordă 6.000 de lei la școala Corbasca și 4.000 de lei la școala Bacioiu. 8 burse de merit în cuantum de 100 de lei, 2 burse de merit în cuantum de 100 de lei și o bursă de studiu în cuantum de 100 de lei. Dai proiectul numărul 105. Proiectul numărul 106, privind abrogarea hotărârii Consiliului Local conform local Corbasca, numărul 90 din 27 a 10. Deci în luna octombrie am luat o hotărâre de modificare a domeniului public al comunei Corbasca. Pentru că s-a omis să se ceară un aviz, prefectura ne-a respins acea hotărâre în vederea abrogării acesteia și a face demersurile pentru a solicita avizul și a lua apoi o altă hotărâre. Proiectul de hotărâre numărul 107, privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea de activități culturale-artistice, cumpărarea de cadouri pentru copii de la grădinițe și școlile gimnaziale cu clasele 1-8 din comuna Corbasca, cu ocazia sărbării pomului de iarnă. Aici, domnul primar s-a gândit că, având în vedere situația destul de precară a copiilor din unitățile noastre școlare, să vină și Consiliul Local cu o anumită sumă de bani în vederea procurării de mici cadouri, astfel încât să contribuim și mai un pic la sărbătorile acestea de iarnă. Și atunci ne-am gândit să facem, e un număr de 400 de copii. Eu mă îndoiesc că la această oră sunt un număr de 400 de copii la școli. Eu cred că sunt mai puțin, dar
conducerii școlilor atât au spus că sunt un număr de 200. Când aflăm, când mergem, da, când mergem și la școala Corbeasca sunt un număr de 220 de elevi, iar la școala Baciu e un număr de 180 de elevi. Și domnul primar s-a gândit să aloce suma de 30.000 de lei, astfel încât în momentul în care o să facem serbarea aceea de pom de iarnă, să primească copiii care participă la activitățile culturale acea sumă, urmând ca după începerea școlii, după terminarea vacanței de iarnă, să primească și ceilalți. În funcție de numărul de copii care participă la serbarea de pom de iarnă, vor fi repartizate și aceste mici cadouri din partea Consiliului Local. Proiectul numărul 108, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil, parte din domeniul public-privat situat în Travilanul satului Corbasca, Comuna Corbasca, județul Bacău. Aici, Banca Cooperatistă Creditul Oneștean, cu sediul în municipiul Onești, a făcut o cerere de închiriere a spațiului disponibilizat pentru desfășurarea unor activități bancare. Și atunci ne-am gândit, ca să nu stea spațiul acela liber și să se deterioreze, că orice spațiu neocupat se deteriorează văzând cu ochii, ne-am gândit să închiriem pe mai departe și să venim și în sprijinul cetățenilor care fac astfel de împrumuturi de la bancă. Și atunci ne-am gândit să închiriem aici, să aprobă închirierea prin licitație publică cu strigare a unui spațiu ce aparține domeniului public, parte imobil fost sediu primărie. Datele și așa mai departe, prețul de pornire a licitației publice deschise cu strigare pentru închirierea imobilului este de 11,25 de lei pe lună. Suprafața închiriată este de 42,69 de metri pătrați, ori 11,25 de lei pe metru pătrat, ori 12 luni, ajungem la o chirie lunară de 480 de lei pe lună, iar total chiria anuală 5.760 de lei. Durata închirierii pentru imobil să fie de 10 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitație, se aprobă instrucțiunile pentru ofertanți, se aprobă contractul de închiriere, care fac parte din anexe la această hotărâre. De asemenea, se aprobă taxa de garanție participare în sumă de 500 de lei, taxa de participare în licitație de 400 de lei, taxa caietului de sarcini 100 de lei. Se împuternicește priparul comunei să semneze contractul de închiriere cu persoana câștigătoare a licitației respective. Mergem mai departe la proiectul numărul 109 privind reactualizarea devizului general al indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizare drumuri de interes local Comuna Corbasca. Aici știți că am mai luat astfel de hotărâri. Se aprobă devizul general actualizat după închiderea procedurilor de achiziție publică și asigurări de la bugetul local al cheltuielilor neeligibile. Deci, numai pentru cheltuieli neeligibile la obiectivul de investiții, modernizare drumuri de interes local. Deci, la bugetul de stat, suma va fi de 6.833.090,80, iar de la bugetul local 332.198 de lei. Asta este
noile, având în vedere noile prețuri. Și proiectul de hotărâre numărul 110 privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Comuna Gorbasca de la Del Gas Grid. În vederea realizării proiectului de modernizare a iluminatului public din Comuna Gorbasca, am fost nevoiți să facem și această preluare de la Del Gas Grid a iluminatului public. Și dacă ați citit aici, ați văzut că suma este destul de mică, vreo 6.000 de lei. Preluăm punctul de aprindere cu 13 lămpi, după aceea în total 172 de lămpi de iluminat le preluăm de la Del Gas Grid și 3 puncte de aprindere, 3 transformatoare. Deci cam... Mai trebuie mult de vorba. Da. Deocamdată. Da, acestea sunt proiectele de hotărâri. Vă rog să fim operativi, să ne înscriem la cuvânt și să discutăm să aceste proiecte de hotărâri. Așteptam în scrieri. Da, sunt de acord cu toate proiectele, cât sunt benefice pentru cetățeni. La proiectul numărul 108, nu ați spus la bancă acolo în dreapta, unde au fost deja, nu? Da. Așa, vor să prelungească sau să renoiască contractul sau să scoate la licitații locul, pentru că până acum nu a fost niciodată. Nu s-a plătit nicio chirie. La locul cu banca. Cum nu s-a plătit? Nu, întreb, doar am întrebat. Dacă s-a licitat sau cum s-a făcut? Vă răspund eu. Contractul cu... Cum se cheamă banca? Banca Credit. Banca cu operativ. Creditul Oneștean a fost pe o perioadă de 10 ani. Mandatul s-a încheiat. Nu am făcut act adițional de prelungire cu acordul ambelor părți, drept pentru care organizăm o nouă licitație pentru închirierea spațiului. El a suportat de 10 ani și mai bine plata anuală, investiții la interiorul spațiului alocat, care l-a făcut banca, investiții la exteriorul spațiului care l-a făcut Consiliul Local. Urmează ca în luna ianuarie să organizăm licitații cu privire la închirierea pe o perioadă de 10 ani a spațiului, obiect de activitate fiind activități bancare. Chiar dacă vor vrea mai mult să ia spațiul, numai cei care au activități bancare în obiectul de activitate vor putea participa. Nu putem să-i obligăm să nu participe sau să-i reținem. Atunci am pus o singură condiție, cine vrea să închirieze spațiu, trebuie să aibă obiect de activitate, activități bancare. Că de-aia vrem să venim în sprijinul oamenilor, nu pentru de dragul de a închiria. Asta este ca și răspuns. Altceva, domnul Mutare. Atât. Cei de la poliție și ei au procedat la fel? Știu că acolo au și cei de la poliție sediu sau s-au mutat sau nu știu care. La poliție avem tot în sediu pe foste primării, așa citat. Și acolo avem o hotărâre de Consiliul Local care a aprobat închirierea, cedarea spațiului în mod gratuit, pentru că este o instituție publică, o instituție de ordine interioară, de ordine, să zic așa, care poate, conform legii, să primească în mod gratuit spațiul pe o perioadă de 5 ani de zile, timp în care dânșii și-au luat angajamentul să suporte utilități, iluminat public, apă, nu știu dacă au conectat, și cam atât. Refacere la interior și la exteriorul clădirii nu se fac decât cu acordul proprietarului, adică al Consiliului Local. Până când Consiliul ăsta, postul de poliție va fi refăcut sau se va construi unul nou. Nu știu, dar există și acolo și hotărâre și un contract cadru
de cedare a spațiului în mod gratuit pe o perioadă de 5 ani. Nu stă nimeni nelegal. Da. Mulțumesc. Altcineva? Doamne, n-aveți nimic de spus. Facem cadouri pentru prima dată, Consiliul Local face cadouri la școală, nu aveți nimic de spus. S-au dat burse anul ăsta, nimic. De ce n-au mai fost cadouri și burse? Cam puțini bursi la cât copii sunt, sunt cam puțini, ținând cont, adică mă refer la ce capacitatea de învățare. Banii au fost, știți foarte bine, banii au fost repartizați de către inspectoratul școlar, deci au venit la noi și noi le dăm mai departe, școala hotărăște criteriile și câte burse dau. Nu este hotărârea Consiliului Local. Consiliul Local stabilește doar cuantumul. Păi din ce știu eu, sunt burse de studiu, de merit, sociale și teofan. Dar toate același preț, majoritatea. Nu, mi se pare că nu. Păi cum, sunt 100 de lei toate, și din studiu. Nu, 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 celorlalte sociale măcar să-i stimuleze, să vină mai mult. Dar nu, eu am citit ce am spus 100. E vorba de merit și de bursă socială, am și nici... Bursă de merit, 100 de lei. Da. Burse de studiu. 100 de lei. 100 de lei. Da. Deci sunt și... Atât, puțin. Burse de merit și burse de studiu. Sociale și... Alea sociale... Am aprobat pentru semestrul 2021-2022. Da. Asta e retroactiv pentru semestrul 1-2020. Noi suntem acum... Asta e pentru semestrul 1 anul școlar 2020-2021. Deci noi suntem practic acum în semestru. Suntem în semestrul 2021-2022. Deci noi dăm retroactiv la adresele înaintate de cele două școli, în funcție de ce numărul de burse alocate, considerate de ei ca și bursă de merit, da, sau de studiu. Eu singură, două burse de studiu. Da. Răspunderea o are directorul școlii care dă. Conducerea școlii stabilește criteriile și numărul de burse. Cuantumul este stabilit de către Consiliul Local. În limita sumelor acordate de inspectoratul școlar. Deci banii nu-i de Consiliul Local, e de... Am spus că inspectoratul școlar a fost la repartizat sumă. Și atunci ce să lăudăm aici? Este un nonsens. Vorbim de retroactivitatea de azi. Pentru celelalte le-am alocat noi din Consiliul Local. Nu faceți confuzii la an. Uitați-vă, 2020-2021. Astea au fost alocate de inspectorat și au obligat școlile că n-au făcut ce trebuia să facă când trebuia să facă. Și au venit să aprobăm în Consiliu, că nu se pot transfera banii de la inspectorat la școală. Prin Consiliul Local. De asta, aici e cazul. Restul ce am aprobat 2021-2022 este banul, banul public. Deci să reținem două aspecte diferite, ca să nu zicem că efortul financiar pentru anul școlar 2021-2022, burse, merit, studiu, sociale, este prin bugetul local, iar asta este oferit date, sumele de inspectoratul școlar, că nu au fost date la timp. Și oferă Ministerul Învățământului pentru toate unitățile de învățământ din România, nu numai de la școala Corbasca, compensare în bani și alocarea de burse către copii. Și noi trebuie să hotărâm că banii au fost virați în bugetul local, iar de aici noi îi repartizăm în bugetul terțiar, de la cei de la cele două școli. Cam asta e compusul. Da. Putem face, suntem la sfârșit de an, sfârșit de activitatea anului calendaristic 2021, prin care Consiliul Local, prin propunerile făcute de
primarul comunei, au fost dezbătute 110 proiecte de hotărâre. Deci toate proiectele care noi le-am studiat, cum mai bine, cum mai ușor sau mai greu, toți am fost de acord ca aceste proiecte să fie urmărite de către conducerea primăriei, deci executivul, să rezolvi toate problemele care noi le-am aprobat într-un an de zile. Deci e vorba de 110 proiecte, făcând ar veni 9 proiecte pe lună, ar veni 12 luni. Deci în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare. Și următoarele, ultimele proiecte, să zicem, poate mai apare, să mai facem o ședință extraordinară. Deci cele 7 proiecte care sunt pus în dezbaterea noastră vizează activitatea organului executiv din cadrul Comunii Bărbasca, ca chiar dacă suntem pe terminarea anului, să în primul rând am fost informați de aceste proiecte, trebuie duse la îndeplinire de către executiv. Deci rectificarea bugetului era necesară, pentru că, după cum am văzut, trebuiau sumele rezolvate pentru încălzit, luminat, tot ce cetățenii au trebuit să cere. Am văzut că au fost o sumă mai mare, pentru că, de exemplu, vor depune mai mulți cetățeni cereri, dar ținând seama de fapt că în satul Băcioi cam 60% sunt plecați din sat și casele nu mai sunt încălzite, nu mai sunt iluminate, n-au avut posibilitatea să depună cereri pentru ajutorul de încălzire. Și atunci s-au analizat cererile depuse și au ajuns la suma de 408.000 de lei. Făceam o comparație când, pe timpuri, când era mai multă lume acasă, aproape în ultimul an am avut 1400 de dosare. În timpul Nastase, dar au perfect alegerea asta și s-au stabilit alte criterii pentru depunerea dosarelor pentru ajutorul de încălzire. Sunt de acord cu toate problemele și cu preluarea iluminatului public era necesar. Poate ar trebui primăria să gândească, ținând seama de faptul că energia s-a scumpit. Ați văzut câte de procent, nu știu, nu mai pentru campasa, e vorba de 178 de... 172 de lei. Deci ele funcționează toată noaptea și consumul va fi enorm și atunci va crește și prețul și în situația asta trebuie să găsim soluții de găsirea sumelor sau să trecem la economie și în acest domeniu. Pentru că în anii de urmă era o perioadă de seara până de la 10-11 aprindeau becurile și mai aprindeau dimineața la 4. Ca cei care pleacă la autobuz, care, da. Lăsăm să gândească executivul ce probleme să rezolve ca să facă o economie, să nu fie necesar să mărească importurile și taxele la cetățeni. Deocamdată avem la iluminatul public cam toate becurile cu consum mare de energie au fost înlocuite. Avem becuri economice care nu mai... Deocamdată nu sunt probleme la plata iluminatului public, așa că... Dar dumneavoastră să știți că avem în vedere reabilitarea iluminatului public. Ăla este proiect care va fi... A fost aprobat. Ba da. A fost aprobat. Și acum trecem la reabilitarea iluminatului. Odată ce am preluat inventarul nostru
ceea ce astăzi aprobăm, noi avem posibilitatea să derulăm programul de reabilitare a sistemului de luna funcționalului, cum e Corvasca, așa cum l-am aprobat inițial printr-o hotărâre. Cu proiect, cu totul. El va fi mai economic și mai performant. Eu aș putea să zic că la ora actuală suntem beneficiari ai sistemului de luna public, așa cum arată el în prezent, urmează să fie îmbunătățit. Și nu ne vom duce cu taxe către populație ca să folosim iluminatul stradal. Dar eu mă îndoiesc că nu știți că proiectul, cererea de finanțare a fost semnată și de către minister și de către domnul primar. Știu că era o poziție undeva. Da, nu intrat, suntem la faza de proiectare. Cel care a câștigat proiectarea e și la execuție. Deci proiectul merge înainte, nu e nicio problemă, așa cum de fapt e și proiectul cu școala de la Bacioi, ca să știe toată lumea. A fost semnat de către Ministerul Dezvoltării, a venit semnat de către electronic de către domnul primar, trimis din nou la dumnealor, de acum trebuie făcută proiectarea și proiectul nu-i făcut. S-a făcut numai studiu de fezabilitate, s-a depus cererea de finanțare. El are o valoare. Proiectul își urmează cursul normal de desfășurare, dar cererea de finanțare este semnată atât la cel cu iluminat, cât și la școala Băcioi, de ambele părți, și de guvern, și de către reprezentantul Comunei Corbasca, speță domnul primar. Având în vedere faptul că suntem în pragul sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului, cum observăm, cam în toate localitățile din țara asta, se fac anumite cheltuieli pentru a fi prezentat publicului, să vadă. Este o preocupare și în acest domeniu. Este bine să v-ați orientat, pentru că ținem seama de faptul că aceste instalații care le-ați montat, ele nu sunt cumpărate acum, acum 2 ani. Deci nu s-a făcut nicio cheltuială pentru aceste instalații și este foarte bine când se termină obiceiurile să fie la fel adunate, pus la loc sigur, fără să fie deteriorat. Da. Sunt de acord și cu alocarea sumei, pentru că e necesar să organizăm prea multe activități, nu prea am realizat din faptul că nu prea mai avem cu cine. Și măcar în ziua asta sfântă, e Crăciun, să facem toate eforturile, să organizăm și noi o activitate și eu zic că cetățenii ar trebui să vină, să vadă, mai ales că este sărbătoare, la 30 de Crăciun. Deci sunt de acord cu toate. Da, dacă ne gândim că 30.000 de lei la 400 de copii, deci vine de copil cam 75 de lei. E o sumă totuși. E o sumă, da? Nu e foarte, foarte, dar nici prea, prea. Mi-aducem aminte din anii vechi. Care au trecut și am avut aici, când s-au făcut, cadourile care le-am dat copiilor au fost din banii mei și al domnului primar. Noi am pus împreună, am cumpărat pentru copii. N-a fost nicio problemă. Acum s-a găsit această modalitate, este foarte bine. Bine, suma n-a fost atât de mare ca acum, dar e o sumă rezonabilă. Totuși, 75 de lei de copil, că ne-am gândit, am avut niște oferte și, dacă vă spun ce prețuri aveau ofertele respective și pachetul era, dacă se adunau toate, nu aveau nicio jumătate de kilogram, ne-am gândit să luăm angros, să facem pachetele aici, ca să fie substanțial. Ca să pui 75 de lei, că doar nu o să luăm ciocolăți de 100 de lei bucata. Urmează ca săptămâna viitoare să mergem să facem cumpărăturile după aprobarea
hotărâri, proiectele de hotărâre? Doamna Brânceanu? Da. Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte. Sunt de acord cu cele 7 proiecte. M-aș opri la proiectul ăsta 107, cu alocarea sumei pentru copii. Noi suntem 3 grupii de copii la grădiniță. Avem un număr de copii și am dorit, dacă sunteți de acord, să ne dați, să ne ajutați sau să le cumpărați ce ne-am dorit noi, că nu avem absolut nimic. Am vrea niște jocuri educative, decât ciocolate, portocale și nu știu ce. Dacă da, puteți să nu amestecăm treburile. Sunt cadouri pentru copii, nu pentru școală. Am înțeles, dar ar fi benefice, ar fi benefice pentru să le folosim. Să le folosim și la școală, adică... Acest propuneți... Suntem în Consiliul Școlii, nu? Da. Ei, din banii care se alocă anual prin buget, da, să aibă domnul director în atenție și alocarea unei sume pentru așa ceva. Da. Cât să vă făcut, mi-a dat o... Da. O fișă și aș... Am zis că... Și altceva, voiam să vă spun că... Deci dacă vreți să ajungeți la noi la grădiniță, că nu putem lua noi copiii de 3 ani să stăm acolo în parc cu ei să dăm serbare. Noi pregătim un program și dacă vreți să veniți în grădiniță să... Nu, n-ați înțeles, doamna Brânceanu. Cum n-am înțeles? Noi am cerut celor două conduceri de școli să aducă pentru data de 27 să aducă o grupă, două de copii care pot prezenta. Mă gândeam că toți copiii e. Nu, da, da, o grupă, două de copii. Am înțeles. Da, da, da. Copiii își putem acolo face și dați părinții la grădiniță, aveți serbările locale. Am înțeles. Pentru acțiunea pomului de iarnă, local, organizat de Consiliul Local, putem doar o clasă de la Corbasta, una de la Mălcioi, cu instrumente și cu ținută de dans, că avem două rânduri de costume naționale și tot ce vreți, pot prezenta un program artistic. Cei mai mărișoare, așa. Am înțeles. Și vin cu părinții. Ceilalți copii de la grădiniță vor primi cadourile... În școală, la grădiniță. În școală, în grădiniță. Da, da. Am înțeles. Dar probabil da. După ce să... La începutul școlii. Noi pregătim săptămâna viitoare tot ce trebuie. După ca Moș Crăciun, în momentul mai are în care nicio importanță. Se organizează și se adună copii. O să ne dăm. Când de rușina lor, vă dă și vouă. Da. Da. Și cam atât voiam să vă spun pentru... Așa, sunt de acord cu toate proiectele. Altcineva? Da, domnule. Apropo cu la bancă acolo și s-au promis de vreo câți bani că le repare hornul și le curge apă de se dărâmă soba. Stă cu gălețele pe sobă. Știm asta noi, știm, numai că n-am reușit știți. Să mai facem. Știu că știți. Da, ce chirii plătesc, că poate să-și facă singure e hor. Nu? Dar tu ții cu ursul, a? Adică pășinul local e ursul? Eu zic să nu astea toți. Da. Cu din punctul meu de vedere. Nu poți să dai factură regulă. Pentru toate sunte. Că tu îi pare că așa să nu se piardă, da, de la tradițiile alocate. Fisturi, ce v-aș dora aici? Nu, niște bani. Ce fisturi? Da, și lor, pentru încurajarea. Dar tu intervine? Da, cum? Dar trebuie obligatoriu medici. De cine? E medici obligă neapărat. Da, nu mă trebuie să mai fie nici nimeni. Păi nu mai trebuie, că ai, știu, fi toxic. Cine mai e doar? Mă dorești cineva? Cancerigen. Exact. Apa aveți? Da, domnule. Lumina aveți? Este porcul la fel. Cine e la relare? Cine e la relare? Domnule, sunt pentru ei soșeaua, domnule. El nu zicea șosea, zicea soșea. Da, era, dacă era deputat acolo în Marghila, nu era plenar, când aveam... Era dezastru, că mergeam cu șareta în Marghila, când eram la Rogea la Mare. Aveți becuri care nu merg? Da, sunt. Și la, și la Marghila. Și la scărișoara ești, domnul, domnul. Acum am găsit așa. Acum
Unătura următoare, mă toarnă în galben. Sunt de acord cu proiectele de hotărâre. Este acolo la vasele lui Hama, care se prindea acolo acolo fundul ăla care nu merge. Și erau mulțumiți acolo. Ia Costinel. Ținem să mulțumim domnului primar și conducerii pentru ceea ce a făcut pentru școală. Unde la Mardilan? În curbă, la Ioana Sat. La drum, aici în curbă, la noi. E un gest frumos. Și la scărișoara, domnului. Indiferent cât ar fi de mult, de puțin, copiii se bucură. De asta am și zis legat de diplom de burse, pentru că știu că pe 2021-2022, domnul secretar, s-au făcut și burse sociale, și burse de orfani, pentru că la noi în școală sunt, avem cazuri, așa, și... Dar n-au intrat aici. Au făcut-o ieri, măi. A. La scărișoara. Aseară n-am. Ținem să mulțumim. La scărișoara aici unii... În fund acolo unde stă Hama, acolo, decora nu arde tocmai în colț, acolo, plângere îi face oameni. Rămâne să stabiliți data, rămâne 27, cum s-a spus, dar cu ora probabil. Și îi făcea bine că avea lumină în continuă. Da, tot după 10, cred. Tot după 10. Da, sunt de curs. Cum se comandă? Da. 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 Informații de la Bacău. În suma asta intră cheltuieli și pentru... deplasare și susținerea spectacolului la nivelul centrului civic. Aia nu vine să suflim tot de rău deja. Păi da, nu, normal că nu vine. Da, trebuie. Asta o suportă deplasarea consilierii locali, masa festivă consilierii locali. Mulțumim mult. Și domnul primar vă onorează cu prezența. Prezența, da, da, da. Mănâncă și mănâncă. Ce s-a întâmplat? Ce ați hotărât? Era bine domnul să... primar cu domnul vice vă onorează cu prezența la masa festivă după eveniment. Ce ați hotărât? Au zis și că vor să suporte cumpărarea mesistării festiv. Da, trebuie să stabiliți și ora, ca să știm că în conținut care lămâiește centrul care lămâiește copiii, să știe exact. Bine totul să ne întâlnim și în alte situații, nu numai aici. Așa este, da. Toți consilierii să ne întâlnim și în altă parte, ca să... Strada, nu vor. Să socializăm. Păi socializarea pe Facebook. Pomul de iarnă este altceva. Da. Domnul vice știe, când era Costică Oțetea consilier, am făcut atunci la Răcăciun. Făcut și la Răcăciun, am fost și la Slănic Moldova, am fost. Dânsul, săracul zice și voi. N-ați fost și voi, la Slănic Moldova, ați fost și voi. Și de ce mai faceți și acum, dacă nu ce banii... Îți vom băta ciucui banii. Nu, era niște cărți. Era Pătreacost, Ioane, nu te era la plan pleacă, te gândi. Nu, mai la deja. Și ai rămas și la pomul de iar nu e numai. Am fost bani fiecare și am fost la pomul de iar. Domnul primar și doamna director Loredana mi-au plătit că nu mai dat persoane de, nu știu, la facultatul de fapt am fost, nu? Da, nu am dat facultatul, da. Haideți să revenim la... Păi, o parte din noi. Da, domnul Agave. Vă rog, dacă a fost invitație de către domnul primar, ce-ți plătim? Alo, liniște! Da, domnul... Contracost. Așa mă duc singur la ce singur. Mulțumesc numai un pic, vă rog. Dragici, trebuie să respect față de colegul tău. Colegul tău. Sunt de acord cu toate proiectele, în special pentru burse de merit, pentru că rar o să mai aud de burse de merit. Așa. Și mulțumim primăriei Corbasca, domnului primar și tot staful care este aici pentru realizările care s-au făcut anul acesta în toate domeniile care sunt drumuri, apă, proiecte și sperăm că la anul vom aproba cel puțin tot atâtea proiecte cât au fost aprobate anul acesta, cel puțin am specificat, măcar cât s-a aprobat anul acesta și realizări s-a făcut cel puțin tot la fel cât au fost anul acesta. Deci, vă urez sărbători fericite, să ne întâlnim pe 27, sperăm să ne întâlnim. Rească posta română. Nu zâmbiți că chiar s-au realizat, anul ăsta s-a realizat. Deci s-a făcut și deci meritul este al primarului și staffului. Nu s-au făcut niciodată. Niciodată. Mulțumesc. Altcineva? Mai dorești cineva? E bine, atât, ajung. Dacă mă dorești cineva? Da, spun și eu câteva cuvinte în încheiere. Vedeți,
facem un, și un bilanț, cu toate că bilanțul o să fie făcut în prima ședință a anului 2022, cu privire la toată activitatea pe care, care s-a desfășurat de către Consiliul Local în anul 2021. Probabil domnul primar o să prezinte atunci un raport privind activitatea economică, financiară, absolut tot ce s-a petrecut în anul 2021. Și eu spun că putem privi cu fruntea sus că s-au realizat o mare parte din proiectele care au fost aprobate. Nu o să dureze prea mult, probabil că la începutul lunii ianuarie o să semnăm și contractul de finanțare privind modernizarea drumului Rogoaza-Corbasca, care este în studiu acum la Ministerul Dezvoltării și probabil că în luna ianuarie o să fie și acesta semnat. Vedeți, până acum domnul primar a venit cu fapte, nu cu vorbe, într-adevăr cu fapte, și că se mai găsesc cârcotași și păduri fără uscăt. Oricât ai face, nu poți să împaci pe toată lumea. Vedeți, Marvila a avut de suferit anul acesta cu apa, pentru că așa a fost situația, dar uitați că a dat bunul Dumnezeu și s-a rezolvat problema rezervorului separat. O să încercăm la anul, din câte știu, să facem același lucru și pentru Bacioi și Vâlcele, astfel încât fiecare sat să fie de sine stătător și să aibă tot ce trebuie. Mă gândeam cu durere totuși că sumele cheltuite la sistemul acesta de apă din 2016 și până acum cred că depășesc ceea ce s-a făcut la început, valoarea proiectului. Noi am băgat țeavă de calitate, plus că am făcut și economie, pentru că tot ceea ce s-a făcut la sistemul de apă a fost făcut de către primărie. Oamenii ăștia, doi care sunt, unul șofer, celălalt de servent, da? Pentru că dacă ne lăsăm în baza persoanei care este angajată pentru apă, nu mai rezolvăm noi treburile respective. Dar asta e în bucătăria noastră, bine că s-a făcut și mă gândesc că, uite, dacă ani și ani de zile nu s-a făcut nimic la Comuna Corbasca, putem și Consiliul Local să stăm cu fruntea sus în fața cetățenilor. Nu este ușor. Drumuri la București, domnul primar a făcut N drumuri, astfel încât proiectele noastre au fost finanțate și ne gândim că și pe viitor să venim și cu alte proiecte, astfel încât să fim în, numai în beneficiu oamenilor, ca oamenii să poată beneficia de tot ceea ce este model în etapa actuală. Referitor la proiectele de astăzi, sunt proiecte importante, rectificări de buget, și cu plus și cu minus, alocări de sume pentru bursele școlare, alocări de sume pentru prima dată și sperăm să nu fie pentru ultima dată, un ajutor copiilor care urmează grădinița și școala clasele 1-8 la școala noastră. Vă spuneam și mai devreme, 75 de lei sunt totuși o sumă. Poate unii dintre copiii din satele noastre n-au această sumă prin care să-și cumpere și ei ceva dulciuri sau ceva pentru sărbătorile de iarnă. De aceea am spus că banii ăștia sunt alocați pentru sărbătoarea pomului de iarnă.
pentru sărbătorile de iarnă. Și atunci o să ne gândim, doamna Vrânceanu, ca prin sumele pe care o să le alocăm în anul viitor să ținem cont astfel încât și la grădiniță dumneavoastră trebuie să faceți niște referate, să-i le prezentați domnului director, care să țină cont și să cumpere ceea ce copiii de la grădiniță au nevoie. Nu să ei acum să beneficieze de aceste mici cadouri de pomul de iarnă. Da. Închirierea spațiului este un lucru foarte bun. Avem un venit la... Este un venit. Nu este atât de mare, dar este un venit și e bun venit acolo la bugetul primăriei. Decât să stea să degradeze, va trebui să ne gândim, pentru că a apărut o lege astfel încât toate școlile care sunt, care nu mai funcționează și sunt pe teritoriul nostru, au o vechime de mai mult de 3 ani unde nu mai funcționează, putem să facem altceva în acele localuri de școli. Deci, este lege acum, o să ne știe și domnul primar de ea și ne gândim mereu ce să facem ca să le dăm o utilitate publică, pentru că ele se distrug. Degradează. Se degradează. Să duc oamenii, taie copaci, taie pomii. Și nu e corect. Clădirea aia trebuie să rămână. Să-i dăm o altă utilitate. Avem această posibilitate. Până acum nu exista această posibilitate. Trebuia să o menții acolo, să o lași să dărâme pe picioare. Așa că putem investi acum bani în ele și pentru altceva. Așa că trebuie să ne gândim fiecare în satul lui ce putem să facem astfel încât să dăm o utilitate acestor obiective ca să nu se distrug. Pentru dezvoltare locală. Sigur, pentru dezvoltare locală. De cum la noi la Vâlcea, e bun de un cămin ceva, dar așa, îl folosim pentru pomeni, pentru astea. O să ne gândim și împreună cu dumneavoastră o să hotărâm ceea ce trebuie să facem. Și la Băcioi ar trebui un cămin. Câte nu trebuie. La Băcioi a fost cămin aprobat, domnul... Și domnul doamna Podară. A fost aprobat. Și la Băcioi și la Marvila au fost aprobate. Nu mai discutăm că n-are rost să mai dăm vina, să nu mai dăm vina pe nimeni. Dar acolo au fost aprobate construcții de cămin cultural. Dar, mă rog, așa a fost situația și să nu mai revenim la că n-are rost. Probabil că săptămâna viitoare, într-una din zile, va trebui să facem neapărat o altă ședință, pentru că din partea guvernului mi s-a repartizat o sumă de 250.000 de lei care trebuie introdusă în buget și trebuie să îi dăm anumite destinații. O să vedem când vine adresa. Deci am fost anunțați că această sumă este repartizată și urmează ca trebuie să facem rectificare de buget, să prindem un bugetul. Trebuie să vă spun că nu avem datorii la firmele care lucrează pe teritoriul comunei. Am achitat tot. Unde n-au venit banii de la guvern, știți foarte bine, am avut fondul acela de rulment pe care l-am folosit, urmând ca acum guvernul să returneze acești bani și să introducem din nou în fondul de rulment. De aceea noi totdeauna am avut bani pentru cofinanțarea proiectelor care sunt în desfășurare. Știți foarte bine că n-am apelat la împrumuturi, am avut fondul acela pe care îl știți toată lumea, fondul de rulment, și de acolo am luat și am plătit, am făcut plățile astfel încât constructorii noștri n-au de ce să se plângă. Au fost ajutați cu tot ceea ce trebuie. Da, eu vă mulțumesc pentru participarea dumneavoastră la ședință și sperăm să ne urăm sărbătorii fericite în săptămâna premergătoare Crăciunului, când o să stăm
Da, să aprobăm suma și să vedem unde ducem banii ăștia. Fondul de rezervă. Da, mă mulțumesc. Doamna președintă, sub... Mai doriți cineva? Nu. Dacă nu, supunem la vot în ordine. Proiectul numărul 104 pentru rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiectul numărul 105 privind aprobarea criteriilor cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Corbasca. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 106 privind abrogarea hotărârii Consiliului Local Corbasca din 90. Abrogarea. Consiliul Local Corbasca, numărul 90, din 27-10-2021. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 107, privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea de activități cultural-artistice, cumpărarea de cadouri pentru omul de anul. Sunteți de acord? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 108, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil în Comuna Corbasca. Sunteți de acord? Mulțumim. Primăria Veche. Proiect de hotărâre numărul 109 privind aprobarea reactualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții modernizare drumul de interes local. Sunteți de acord? Mulțumim. Și proiect de hotărâre numărul 110 privind aprobarea cumpărării instalațiilor de iluminat public din Comuna Corbasca de la SC Delgaz. Sunteți de acord? Mulțumim. Vă mulțumim pentru participare și...